Este incredibil, dar adevărat. S-a văzut cum Petrom și Rompetrol vând motorină în țara vecină cu un preț maxim de 6,68 de lei, în timp ce în România același combustibil are un preț acum de 8,80 de roni. Prețul pentru un litru de motorină produs de Petrom Brazi în Prahova ajunge să fie cu 2 lei mai mic cu tot cu transport în Republica Moldova, în timp ce același litru de motorină, când ajunge în București, se vinde cu 8,8 lei. România este singura țară din Uniunea Europeană în care prețul la pompă se face în mod cartel, respectiv într-o anumită zonă toți comercianții de benzină, motorină sau GPL cresc prețul în funcție de prețul de la petrom. În zona GPL, fiscalizarea este aproape nulă pentru că vânzătorii cu stații individuale de tipul GPL cu un schid nu oferă bon fiscal. De fapt, aceștia încarcă ilegal și butelii de aragaz după ora 17.